și domnilor, bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă spun că mi-aș dori să fac un schimb. Și am să vă explic imediat despre ce este vorba. Aș vrea să vă aduc pe voi, cei din public, aici în grădină, și pe voi să vă trimit în public. Și am să vă explic de ce. Pentru că mă uitam înainte să înceapă emisiunea, m-am uitat și pe parcursul cântecului. Voi, cei din public, erați... Și cei care au venit să-și găsească jumătatea? Atâta entuziasm! N-am văzut atâta entuziasm, ceva de nedescris. Suntem cu emoții că nu știm ce ne așteaptă. Păi măi, voi în loc să fiți plini de optimism, de entuziasm, uitați-vă la Bianca. Deci Bianca mai are puțin, dacă i-aduc o pernă, mă jur că adorme instantaneu. Cred că a fost în club aseară. Ai fost în club aseară? Nu. S-a culcat la 4 dimineața. S-au născut puțin mai obosiți. S-au născut obosiți, da, corect, corect, că altfel nu pot să spun. Și asta, gândiți-vă de ce am venit plină de entuziasm. Știți ce mi s-a întâmplat dimineață? Să vă povestesc. Dormeam noi liniștiți, ca oamenii, ca... Nu. Și la un moment dat auzim așa... Și nu se mai oprea și... Și acum mai fac așa. Deschid un ochi așa, chioară de somn, ridic telefonul și încerc să mă uit. 7 dimineața. Mă, ce-au pățit, mă? Lumea plină de entuziasm, veniseră muncitori în față la noi să spargă trotuarul. La 11 au terminat și erau pe bere. Da, deci eu nu pot să înțeleg. Adică au muncit de la 7 dimineața, când omul poate mai doarme, că poate mai sunt și nebuni ca mine care se trezesc pe la 8-9. Dar la ora... Ce la 11? Că la 11 deja terminaseră de pe la 10. Terminaseră și pauza la 11. Terminaseră și pauza. Adică eu am muncit de la 7 la 10, ne-au făcut 9 creierii zdrențe, mai sunt și oameni care se culcă pe la 3 dimineața, ca noi. Deci nu ne trezim, dar nu există un program din ăla cu ore de... Ba da? Așa trebuie, sigur, după 9. La 10 vine căldura și nu... Așa este, sigur că da. Adevărul e că sunt 180 de grade afară, corect. Bine. Deci, dimineață m-am trezit foarte bine dispusă, într-o muzică atât de melancolică și atât de plină de optimism, încât... Ce să vă zic? Asta este. Merg mai departe, pentru că viața e frumoasă și mâine o să-mi rup picioarele pe trotuar. Știți, pentru mine chiar este o mare dilemă, pentru că nu înțeleg de ce spart trotuarul. L-au spart și săptămâna trecută. Au făcut așa, au tras. Poate au găsit petrol ceva. Ca și în Piața Scânteii aici. Adevărul este că, da, noi ne gândeam să vindem apartamentul de acolo de unde stăm, dar ne mai gândim un pic că s-ar putea să fi găsit petrol și atunci s-ar putea să ne îmbogățim. Sau poate a uitat o sculă acolo jos undeva. E ca la doctor, nu? Și acum o caută în tot Bucureștiul. A uitat pansamentul în pacient și s-au gândit ei să spargă din nou. Da. Mulțumim frumos, sunteți foarte drăguți, minunați, dar mai bine duceți-vă acasă. Dar... Hai să începem emisiunea noastră de astăzi și nu o începem cu du-du-du-du-du-du-du-du, ci o începem, evident, cu un paravan. Pe cine trimitem noi astăzi la paravan? Pe Bianca! Da. Și eu mă mai îmbrac
îmbrac în negru, dar tu de dimineață până seara chiar ești îmbrăcată numai în negru. A venit soarele, un pic de culoare, uite, ești blondă. Am fost și în roșu îmbrăcată zilele trecute, așa că odată. Mi-a ajuns. Odată nu se pune, ți-am mai zis eu odată și în grabă nici popa nu întreabă. Negru este nu în culoarea mea preferată, ce pot spune. Da, dar ești tinerică pentru negru, ai timp să îmbraci negru toată viața ta. Să mă mai îmbrac și colorat. Bine. Mai bine, ca să nu-mi vă sperii așa. Bianca. Da. Știi ce urmează, nu? Să vină cineva pentru mine? Nu. Urmează... Să aștept. Ok. Dar ce-mi place că și-o iau de fiecare dată, adică e invariabil. Urmează să descoperim dacă Roman și Lucreția au vorbit în limba rusă la întâlnire. Hai să vedem. Păi, mama, așa, drumul e lung până ajungem noi. Tocmai că avem timp ca să ne cunoaștem. Da, și tu în România de mult ești? De foarte mult timp. Mai sunem de 10 ani. De 10 ani? Și de 10 ani sunt pe aici. De 10 ani, aproape, da, stau pe aici. Și cum îți pare așa România în comparație cu Moldova? E la fel de frumoasă. La fel de frumoasă? Și de ce ai ales România, dar nu ai rămas acolo în Moldova? Nu știu, era vorba de altceva. Vreau altceva. Ce ai vrut? Altceva decât Chișinău. Ai vrut să faci o schimbare? Da, uite, hai să vorbim un pic moldovenești, că n-am mai vorbit de mult. Ce zici? Dar până și grăima în africană am o să știu. Nu, dar nu puteam eu să-mi dau accentul. Ce? Adică mi-e foarte greu să-mi dau accentul. Adică sunt și ex-ul grăiești? Da, 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 da. Și așa de greu, eu nu înțeleg. Deci vorbi ești relaxat, așa. Ca la noi, știi? Ca la noi în Chișinău. Vorba așa, da. Cred că din toate femeile care au venit pentru mine la paravan, Lucreția a fost cea mai potrivită, mi se pare, pentru mine. Nu, să știi că eu sunt foarte liniștită. Da, eu? Eu chiar nu pun accent pe asta și am auzit în prezentarea ta că pui accent pe asta și m-a cam lăsat cu dubii. Adică, la ce te referi? Adică eu prefer mai mult să stau, să dorm. Dar tu și ești o babă? Nu, dar tot timpul îl petrec dormind. Dar și cu tine ce ești? Frumoasă, adornită? Bun, ești frumoasă, dar și chiar așa de adornită? Nu! Nu, dar nu-mi păzesc relația mea pe așa ceva. Și? Nu-mi păzesc relația mea pe așa ceva. Dar de ce? Cred că sentimentele contează. Eu sunt mai romantică de felul meu. Să dormi așa toată viața? Da. Ca în mauzoleu? Da. Frumos. Dacă s-ar putea, non-stop. Roman nu e ceea ce mă așteptam eu. La televizor din părea un fel de persoană. Acum că am vorbit cu el și aici, la paravan, e cu totul altceva decât mă așteptam eu. Roman știe, de obicei, cunosc foarte repede oamenii, îmi dau seama ce vor și ce gânduri au. Și te-am văzut și la paravan, cum ai vorbit și acum și cred că nu are rost, sincer. Nu are rost? Nu, cred că sticla înșeală totuși. Adică ce vedeam la televizor era ceva și acum e cu totul altceva. Și încerc să spun, îmi pare rău să aud chestia asta, așa n-am... Da, și mie îmi pare rău, dar... Decât mai târziu, mai bine mai devreme. Și ce, să te petrec măcar până la autobuz sau până la unde vrei? Nu, că mă descurc, sunt aici cu mașina, așa că... Da, și faci în atunci. La revedere! Da, îmi pare bine că te-am cunoscut. Mulțumesc și eu că mi-ai spus adevărul. Da. Chiar mai bine adevărul. Mai bine mai devreme. Da, decât da. Eu să trăiesc în nebună. Bine, Dumnezeu, da. Mulțumesc mult. Încă o dată, cum te cheamă? Lucreția. Lucreția. Da. Bun, mulțumesc, Lucreția. Da, și mie mi-a părut bine. Ne auzim? Ne auzim. Poate, la revedere. Nu încerc să mă bag într-o relație în care nu sunt sigură. Din păcate, ei nu i-a prea plăcut de mine. I-a văzut la televizor altceva decât eu sunt în realitate. Am văzut că toată lumea îl consideră pervers și mai ales după ce am văzut dansul cu Bianca,
m-a cam deranjat un pic și nu cred că pot să accept așa ceva. Eu sunt un om serios și când este vorba de treabă serioasă, eu mă comport foarte serios și cred că are, poate să aibă în mine încredere. Eu nici nu mai știu acum la ce să mă gândesc. Îi doresc multă, multă baftă și să-și găsească ceea ce caută. Ce cauți, măi, Roman, aici? Ce caut? Dragoste caut, o femeie care să fie cu mine. Spuneai că Lucreția e ceea ce ți-ai fi dorit tu. Da, Lucreția era foarte bine din toate punctele de vedere. Mi-a plăcut de ea foarte mult. Un pic prea multă gelozie în ceea ce o privește, pentru că ea zicea că nu poate să accepte faptul că te-a văzut pe tine dansând nu știu cum cu una dintre fete, că tu ești prea apropiat de fete sau ceva de genul ăsta. Da, a influențat-o într-un fel oarecare faptul că îmi place dansul, dar și ea a zis, mi se pare că îi place maceaca sau cum se numește dansul ăsta. Baceata, maceata, nu mai știu maceta, cum vrem noi. Și nu știu de ce a deranjat-o acest fapt că am dansat, dar poate că un pic mai... Multă gelozie. Da, probabil din cauza asta. Nu, eu tot am fost așa nelumerit. Nedumerit. Da. Nenumerit, da? Sau nedumerit. Ne cum ai zis? Nedumerit. Nedumerit sau nenumerit? D. Dama. Am înțeles. Ce să-i faci? Uneori îți place ție, dar nu poți... s-o apropii pe femeia respectivă, alteori te plac ele pe tine, dar nu simți tu că vibrezi în ceea ce le privește pe ele. Până la urmă însă o să găsești numitorul comun cu o femeie și nu să îți păgădi. Știom, așteptăm. Ok. Bine. O să vedem ce o să se întâmple cu Roman, pentru că eu sunt sigură că până la urmă o să-și găsească femeia potrivită, dar hai să vedem dacă găsim bărbatul potrivit pentru Bianca. Să intre chiar acum. Bună! Edi, bine ai venit! Să rămână! Bună, Bianca! Bună! Bine ai venit alături de noi. De ce Bianca? Pentru că am văzut-o la televizor și mi-a plăcut foarte mult caracterul ei și felul ei de a vorbi. Aproape! 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 Ți-a plăcut felul ei, felul în care vorbește ea? Da, modul și stilul ei inconfundabil. Dar ce are așa de inconfundabil, Bianca? Nu înțeleg. Simt că vorbește din suflet așa. Și simt că sentimentele ei sunt reale și adevărate. Hai să auzim, Bianca. Da. Edi a venit special pentru tine, vrea să te cunoască și cred că cel mai bine ar fi să vă cunoașteți unul pe celălalt. Bună, Edi. Bună, Bianca, ce faci? Și eu pe aici. Spune-mi câte ceva despre tine. Da. Tu despre mine cred că știi, că bănuiesc că din cauza faptului că ai auzit câte ceva despre mine ai venit. Da, așa este. Eu am 28 de ani. Mulți înainte. Din București. Așa. Sunt economist, am un job stabil și sunt un băiat care vrea să-ți facă zilele mai fericite și să-ți facă mai veselă. Foarte frumos! Un băiat care vrea să-ți facă zilele mai fericite. Bine că nu vrea mai să-ți sorite. Le facă fripte. Așa, și spre exemplu, dacă aș spune da, să ne întâlnim, unde mai duce? Unde am ieșit prima oară? Că spune foarte mult despre caracterul lui unui om. Da. Cred că prima oară mi-a place să mergem pe o plajă pustie. Poftim? Mi-a place să mergem pe o plajă pustie.
O plajă pustie? Da, o plajă pustie. Da, e ok. În străinătate, probabil? Nu neapărat. La prima întâlnire, da, pe la plajă prima întâlnire pustie în străinătate. Da, să mă gândesc dacă în România mai sunt plaje din astea... La Corbu. Sălbatice. Mai sunt, nu câteva? Sunt, sunt. Da, la Corbu. La Corbu, la Corbu. La Corbu nu mai e chiar pustiu, fie nu mai e noi. Chiar pustiu, da. Da. Așa. Și ce-am face acolo, pe plaja aceea pustie? Că totuși e pustie. Cum adică, Bianca, ce-ați face? Păi suntem pe plajă pustie. Am nu este un bar, șampanie. Nu este o terasă, nu știu, ce-am face, plajă? Ați deschide o sticlă de șampanie. Și v-ați servi unul pe celălalt. Un picnic așa romantic pe plajă, nu? Să înțeleg. Da, cu multe lumânări, da. Ok. Lumânări pe plajă. Da. Un foc de tabără. Foc de tabără. Nu știu tabără. Cât ține pe plajă focul de la lumânări. Așa, în altă ordine de idei. Ce zodie ești? Sunt pește, tu? Eu nu, eu nu sunt. Eu sunt săgetător. Ce tu ce zodie ești? Săgetător. Ce să te mai întreb eu pe tine? Ce-ți place să faci timpul liber? Mie? Păi îmi place să călătoresc, îmi place să citesc o carte bună, să ascult muzică. Edita de biciul, da. Bianca-i ce zici? Cred că... îi dă o notă mai puternică de caracter și vrea, în ciuda biciului, să arate cât de sensibil e. Biciul îți arată cât de sensibilă e? Da, în ciuda... Tu îți dai seama că după afirmația asta o să fie coadă la bici? Toate femeile or să vrea să pară mai sensibile și o să-și cumpere un bici. Și vă dați seama, bieții bărbați, pentru că unele s-ar putea să și folosească biciul. Bieții bărbați, e milă de ei. Ai vreo întrebare pentru mine? Ceva? Orice? Da. Tu cu ce te ocupi? Ai frați, surori? Nu, sunt singură la părinți. Tu? Aș putea eu să te întreb ceva? Da. Cânti cumva la operă? Nu. Nu? Sau vocea aceasta de tenor? De contratenor. Sau contratenor. Te ajută la ceva? A fost un pic răcit și probabil pe seama răcerii. Ți-ai fost închis? Răcit. A, răcit? Răcit. Asta cu răcitul îmi povestea și mie Eliana Stanciu când s-a dus ea să dea probă în radio. Știți că Eliana are o voce altfel. Un pic mai răgușită, da. Și s-a dus să dea probă în radio. Și bineînțeles că s-a dus și a spus, știți, eu sunt puțin răcită. Și cei de acolo au zis, da, 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 de fapt, asta căutau. Și atunci a fost tatuul ei. Poate că și vocea pe care o are Edi face parte din... din decor sau dintre aturile lui, din farmecul lui personal. Bine, luăm pauză de publicitate și după pauza de publicitate revenim să vedem ce să se întâmple atunci când se ridică paravanul.